Nimeni nu a știut să explice cum a ajuns bărbatul pe mijlocul drumului, fără suflare. La o primă vedere s-ar părea că acesta a fost victima unui accident rutier, însă nimeni nu a văzut nimic. Nu știu, nu cunoaște. N-am văzut. Dacă n-am văzut. Ați auzit nimic? Nimic. Eu când am venit era poliție, era lumea aici, era... Pe de altă parte, polițiștii cred că moartea bărbatului ar fi survenit în urma unui impact. La momentul de față este victima unui accident rutier, pentru că aflându-se întins pe carosabil, bărbatul a fost călcat efectiv cu roțile din partea dreaptă de către un autovehicul. Urmează să stabilim împrejurările în care persoana a ajuns să fie întinsă pe carosabil. Principalul suspect este un șofer care a trecut prin locul tragediei, însă nu se poate spune cu exactitate dacă a provocat sau nu decesul victimei. Recunoaște că a trecut peste persoana întinsă pe carosabil, însă vă dați seama, este și șocul a ceea ce s-a întâmplat. Vedeți și dumneavoastră, este o zonă slab iluminată și probabil a reacționat mai târziu cu privire la faptul că a trecut efectiv peste o persoană întinsă pe carosabil. Victima locuia în comuna Lumina și avea 46 de ani. Sora bărbatului a fost cea care a identificat victima. Vreau să știu ce s-a întâmplat, se ascunde totul, ce se întâmplă. Vreau să... Dar ce este, domnul? Unde lucrează? Lucra cu ziua, lucra în sa și mai venea și la mine. Câți ani ai? Nu știu nimic, nu știu, pe mine m-a anunțat la telefon un băiat, mi-a zis: mamă, du-te că a dat peste el, și nu am știut că e mort, a zis că doar accident e. După efectuarea necropsiei se vor stabili cu exactitate cauzele care au dus la decesul bărbatului.